10 din 10. Din păcate, acesta nu este rezultatul care să indice nota maximă pentru calitatea mierii pe care românii o cumpără de la rafturile supermarketurilor. Un demers jurnalistic publicat în 2013 de verticalnews.ro arată că din 10 borcane cu miere alese la întâmplare din mai multe supermarketuri, 10, adică toate, conțineau miere falsificată sau de o calitate mult inferioară celei normale, prezentate pe etichetă. Glucoză industrială, melasă de zahăr, praf de porumb, colorant și gelatină sunt ingredientele care nu ar face cinste niciunui stup care se respectă. Chiar dacă produsele ce afișau etichete pe care scria miere naturală conțineau doar urme de polen de tei, salcâm sau floarea soarelui. Ce înseamnă acest lucru pentru sănătatea noastră? Spre exemplu, o linguriță cu miere din borcanul de la magazin, dată copiilor de peste un an, le poate provoca micuților un dezechilibru major. Glucoza industrială, siropul de zahăr, coloranții și amidonul din mierea contrafăcută pot crește dramatic riscul apariției obezității. Un rău și mai mare se poate întâmpla în rândul persoanelor diabetice, consumul de miere contrafăcută putând determina oricând o criză diabetică. Visul la un câștig mai mare îi determină pe unii producători de miere să calce strâmb în unele cazuri. Mierea naturală este prelucrată pentru a se obține cantități mai mari care să fie vândute pe piață. Așa că este bine să cunoașteți câteva dintre caracteristicile mierii bune și cum să vă feriți de apicultorii șarlatani. Pentru a nu avea însă dubii despre veridicitatea mierii cumpărate, specialiștii ne destăinuie câteva metode prin care putem afla singuri cât de naturală este mierea pe care o cumpărăm. Astfel, putem amesteca mierea în apă, cu siguranță cea naturală nu se va dizolva, fiind mai densă de 1,4 ori decât apa. De asemenea, puteți ține un chibrit aprins deasupra unei lingurițe de miere. Dacă e naturală, mierea se va topi și nu va începe să sfârâie imediat. Testul creionului chimic poate fi și el concludent pentru cât de naturală este mierea pe care o consumați. Astfel, puteți pune într-o lingură dulcele aliment pe care să-l amestecați cu un creion chimic aproximativ un minut. Dacă mierea se colorează, este posibil să nu fie naturală. Și dacă ar fi să vă mai dăm încă un indiciu care să vă pună pe gânduri în ceea ce privește naturalețea mierii, vă mai spunem doar atât. În 2014, producția de miere a fost sub 70% din media înregistrată în anul anterior.